În urmă cu scurt timp, ministrul agriculturii Petre Daia a venit cu explicații pe acest subiect. Iată declarațiile. România a dat toate datele, la timp și fără echivoc, și le-a prezentat cu acuratețe și date care sunt verificate și verificabile. Date care, o parte dintre ele au fost prelucrate, altele nu. Am putut să constat o serie întreagă de elemente care m-au determinat să spun foarte clar, direct și apăsat, uitându-mă în ochii domniei sale, apreciind colaborarea cu domniei sale, că formula pe care a ales-o pentru stabilirea acestora ascunde adevărul și că deformează realitatea. Și stăm de vorbă chiar acum cu unul dintre cei mai mari agricultori din vestul țării, domnul Dimitrie Muscă, este în direct cu noi prin Skype. Bună seara, domnule Muscă, vă mulțumim tare mult pentru prezența la Newsaurul CNN. Domnule Muscă, ați ascultat și dumneavoastră explicațiile domnului ministru, de asemenea a spus că va cere comisiei să reanalizeze situația României, poate se va schimba această sumă de 10 milioane de euro și de asemenea a spus că această sumă ar urma să fie dublată de la bugetul statului. Suma de 20 de milioane de euro, domnule Muscă, va fi suficientă pentru fermierii români, pentru agricultori? Deci primul lucru, am înțeles că s-a uitat ochii în ochii comisarului. Asta a fost primul lucru pe care l-am înțeles eu. 10 milioane de euro pe care i-a acordat Uniunea Europeană pentru România înseamnă exact un euro pentru fiecare de hectare de pământ. Practic avem arabil vreo 9 milioane și 600 de mii de hectare, acolo vine un euro și câțiva bani. Și 20 de milioane înseamnă 2 euro. Și 200 de milioane înseamnă 20 de euro. Dar pierderea țării este mult, mult mai mare. În primul rând, fermierii vor rămâne cu o parte din producția anului 2022 pe stoc până la după cultura nouă. Și se preconizează să rămână cu peste 2 milioane de tone de grâu pe toată țara. Tragedia este că toată perioada de la recoltarea din grâului din 2022 și până astăzi nu s-a făcut nimic pentru a opri acest carnaval care a fost la nivel de graniță unde se certau să dau speci și să duceau cerealele. Ministrul care a fost înainte Chesnoiu a lăsat la plecarea lui, a lăsat toate cerealele care intră în România să fie testate de către ANSVSA-ul și să fie văzute în laboratoare. Pentru că a făcut un circ ministrul Daia, s-a dus și s-a urcat prin tirurile din Vama Halmeu să vadă grâul. Grâul nu se analizează ochiometric. Grâul se fac analize de laboratori. Și vă spun pe câteva probe. Trebuia să vadă aflatoxina. Aflatoxina se face în cuchituri de laborator și numai în laborator. Cele rapide îți dă rezultatul de astăzi pe mâine. Celelalte normale în 2-3 zile. Remanența, reziduile de la pesticide care au fost... Și spuneți că aceste teste nu s-au făcut pe cerealele din Ucraina. De ce nu s-au făcut? Nu, spuneți că nu s-au pentru făcut. Pentru că s-a dat guvernul doamnă, trebuia să facă și reziduile și trebuia să facă și organismele modificate genetic. Nu se pot face, deja s-a dus și a făcut circ în vâm să se uite în tiruri. Nu se pot face prin laborator. De ce? Pentru că guvernul României, împreună cu, în frunte cu Ministerul Agriculturii, au lăsat toate produsele ca să intre în țară fără analize de la ANSVSA-ul. Sunt și la noi în zonă, vă pot duce oameni când doriți și cât doriți, nu vorbesc, nu-mi place să fac gratuități, oameni care au dus grâuri, care au dus cereale și care le-am vândut, nici Dumnezeu nu ne-a întrebat de sănătate. Asta s-a întâmplat. În condițiile în care la noi am avut, datorită inputurilor, am avut un preț de 1,70 de bani circa pe kilogramul de grâu sau 1700 de lei pe tonă, grâurile din Ucraina, în special grâurile, au fost foarte ieftine datorită faptului că gazul este ieftin, motorina este la jumătate de preț, îngrășămintele din Ucraina sunt la jumătate de preț. Inputurile sau cheltuielile pentru hectarul de cultură erau pe jumătate cât la noi. Și atunci ei și-au permis să dea tona de grâu cu 700-800 de 900 de lei pe tonă. Am înțeles. Și cereale din Ucraina s-au vândut mult mai ieftin. Dar, domnule Muscă, întrebarea este,
Cum ne afectează pe noi, pe noi consumatorii români, faptul că, vedeți, situația disperată în care ați ajuns dumneavoastră, agricultorii, fermierii, cum ne afectează pe noi consumatorii? Vom vedea scumpiri? Aș vrea să vă spun un lucru. Dați-mi voie. Grâul care a intrat în țară din Ucraina, o parte a fost cumpărat de trader și n-au mai cumpărat grâul de la fermieri și fermieri rămân cu stocurile și n-au bani să-și rea culturile din anul acesta. Cealaltă parte de grâu au cumpărat morile. Morile din țara noastră au cumpărat o parte din grâu de la fermierii români. Și eu am vândut 7.000 de tone cu 1.700 de lei pe tonă. După o perioadă, când au venit grâurile ieftine de acolo, toate morile au cumpărat grâuri din Ucraina la 900 de lei tona sau la 90 de bani kilogramul de grâu. În condițiile astea, cum ne afectează? Ne afectează pentru că de calitate, v-am spus, acele maladii care pot să le conțină. Și dumneavoastră iar ajungeți practic în faliment. Numai o secundă. Prețul pâinii a fost stabilit, raportat la materia primă de 1.700 de lei pe tonă. După ce s-a cumpărat grâul cu 900 de lei, prețul pâinii nu a mai fost actualizat. Așa că pâinea de astăzi este și cu grâu din Ucraina și la prețul de 1.800-1.700 de lei tona de grâu care Vă mulțumesc tare mult, domnule Muscă, pentru aceste precizări. Vă mulțumim tare mult. Vom continua să